tuturor celor care lucrați la Alfa și Omega, tuturor celor care urmăriți emisiunile acestui post creștin de televiziune, vă doresc multă sănătate, să vă binecuvinteze Dumnezeu în tot ceea ce faceți, pentru că este important să avem astfel de mijloace prin care să promovăm ideile creștine. Îmi amintesc de anii 70 când fratele păstor Liviu Olah în biserica mea din Oradea spunea ca și ne îndemna să ne rugăm ca Dumnezeu să aducă vremuri în care cuvântul lui să fie propovăduit la radio și la televiziune. Mi se părea ceva de domeniul științifico-fantastic în acea vreme. Dar acum când trăim aceste vremuri de libertate, ne bucurăm, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ele și ne rugăm în continuare ca libertatea de exprimare să rămână o valoare pentru toți românii și să fim toți alături unii de alții pentru a susține. Fii și tu parte împreună cu noi pentru ca tot mai mulți români să primească Evanghelia în casele și în inimile lor. Alfa,